Uite, radio, strada. Ce faceți, fată? Nu mai aflareți nimic? Cine cu cine, care pe care? Liniște totală. Nici o știre, vezi? Nici o știre. De 3 zile stau cocoțate. Una pe gard, alta printre gard, alta la etaj. Trio. Ăștia sunt trio. Știristele. O duci pe bunică ta în oraș? Dă-o mamă la băi, că te-a crescut când erai mic și te-a șters de caca și de pipi. Da, lasă parcul că abia merge săraca. Dă-o la băi, ia-i un bilet la băi de 2 ori pe an, fă-i și ei masaj să-i frece picioarele, că nu mai poate. O duci la spa? Păi și știe de spa. O duci acolo unde sunt și ea săraca abia își trage picioarele. Să rămână. Te duce să mănânci mici? Bunica, l-ai crescut? Ce s-au mai certat pe casă? Toți 3 nepoți. Pe toți 3 îi legănau odată, știu, când erau mici. Și pe casa de la țară s-au certat și s-au judecat până s-au împăcat. Le-a dat casa și pe urmă s-au împăcat. Asta-i, lasă că e bine și așa. E bine că le-a dat și că nu le ia nimic. Asta e. Vezi, bunica, bunica te crește și întâi le-a dat casa și pe urmă o duc și ei, te-o mânjesc acolo cu 2 mici, dar bine că-i dau, că alții nu dau deloc. Mami, eu pe una de câte ori se duce la bunică să ia câte 10 pungi de pufuleți, pe fată, băi, nu mai are dinți, du-te și pune-i dințișori. Întâi să mănânce și ai. Ce îi place, că de-aia e bunica, că ce te-a mai legănat, că n-aveai somn când erai copil. Te știu și pe tine de când erai mic, că n-aveai somn, mi-am zis eu. Așa sunt copiii în ziua noastră, nu mai sunt ca generația noastră. Să aibă foc de părinți, de bunici, ăștia. Hai, mama, e o înghețată. Păi, mama, e cu ce să tragă, că n-are nici dinți? Sau mănânce alune? Și că eu m-a întrebat dacă mănânc alune. Hai, mă duc să beau o înghețată cu cafea.